Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimp. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou în studioul Capital TV, televiziune pe bune. Invitatul nostru de astăzi este domnul Lucian Albu Weber, primarul ales al comunei Hărău pentru mandatul, cum e, 2020-2024. Bună ziua, bun venit, domnule primar. Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mandatul 2020-2024. Așa. Al doilea mandat. Al doilea mandat. Au trecut alegerile locale, urmează cele parlamentare. Eu cred totuși că vor fi alegeri parlamentare în 6 decembrie, nu știu de ce. Dumneavoastră ce credeți? Și eu cred același lucru. Pentru că nu votul în sine este marea problemă și perioada de campanie electorală ar fi o problemă, într-adevăr, dacă nu respectăm măsurile de siguranță referitor la acest virus, ar putea să fie o problemă. Acum, campania electorală se poate desfășura online, pe TV și așa mai departe. Da, asta am spus. Oricum, dacă nu-i văd pe parlamentarii bătând județul pas la pas, casă cu casă, cum se făceau la, sau se face la alegerile locale, cel puțin pe la comune și pe la... Și eu cred că în această perioadă o să fie alt gen de campanie. Da. Deși ar trebui. Da, teoretic ar trebui, dar având în vedere măsurile, păi și până la urmă, și dacă ar fi să fie alegerile în martie, vă dați seama, campania electorală ar începe când? De fapt, procesul electoral începe undeva prin 13 ianuarie. Da, destul de complicat. O întreagă nebunie, frică, chestii, alea. Și ce garanție avem noi că nu avem pandemie și atunci? Nici o garanție. Deci absolut niciuna. Bun, dar nu asta e treaba dumneavoastră acum ca și primar. Dumneavoastră sunteți bine, mersi, pe fotoliu cu Ghim, 4 ani de mandat de acum înainte. Asta e un lucru bun sau un lucru? Normal că e un lucru bun, că de-aia ați candidat. Eu spun că un lucru bun. Un lucru bun, procentul obținut la aceste alegeri mi-a arătat că am făcut ceea ce locuitorii comunei Hărău și-au dorit, pentru că 80% nu este... 80% ați luat la Hărău? Da, 80% nu este puțin lucru, dar în același timp... 80% din cât? Participare la vot vă referiți. Din câte persoane? Din câte voturi valabile exprimate? Din 1240 ceva. E bine. Și cu o prezență la vot de? Din 1750 cu drept de vot, 1240. Deci 60 ceva la 100 și spre 70, cred că. E bine, sunteți destul de legitim ca primar. Păi e ca și număr de voturi din 1740-50 cu drept de vot, am obținut 840 de voturi. Da, din cei care nu au fost la, domn primar, nu trebuie să cunoașteți lucrul ăsta, care nu au fost la vot. De fapt, ei erau pe listele electorale, dar erau plecați prin străinătate sau nu mai votează. O parte sunt plecați în străinătate, o parte sincer a fost și speriați de virusul acesta și au preferat să nu voteze. Apropo de virus, înainte de a trece la lucrurile de investiții și de toate lucrurile astea, la noastră în Hărău ați avut ceva probleme cu Am avut corona. Și mai avem. Și aveți încă? Și mai avem încă. Nu sunt foarte multe cazuri. Avem în două localități, Bârsău și Hărău. Cei din Bârsău au ieșit deja din perioada de izolare și carantinare. Avem în Hărău persoane internate la spital. Aveți și cazuri grave? Din ce cunosc eu, nu sunt cazuri grave, dar trebuie să respectăm măsurile. Transmiterea e comunitară, nu? Exact. În rândul căror persoane mai mult s-au manifestat? Persoane care muncesc în rândul copiilor, în rândul tinerilor, bătrânii? Am observat în... Trebuie să observați un tipar. Da, în localitatea Bârsău
din ce am înțeles, din rândul copiilor și care au fost și asimptomatici și au transmis părinților. Și părinții mai departe. Și părinții și copiii, mai departe. Și iar la cei din Hărău și în Chimindia am avut un caz, provin dintr-un anumit cult. Ah, înțeles. Unde probabil acolo la... O fi fost un mic focar. Da, un mic focar și s-a transmis. Acum, nu este o certitudine lucrul acesta, concluzii trase de mine. Logice, așa. Probabil, logice, mai da. Mult sau mai puțin. Da, pentru că toți provin din aceeași zonă. Am înțeles. Bun, acum DSP-ul nu știu în ce măsură mai face anchete epidemiologice. Nu mai face, nici la școala generală din Hărău nu s-au făcut... Au luat deciziile, le-a luat Consiliul de Administrație, nu s-a făcut nicio anchetă epidemiologică. Păi da, eu stau acum și mă gândesc că, așa, băi, cum era în starea de urgență, când era un bolnav, pac, îi lua toată, da. Toți contactii și așa mai acum... Mai, nu știu, cred că este părerea mea, cred că sunt depășiți de situație. Și eu sunt convins cred că și ca număr nu mai fac față. Da, ei probabil că sunt un număr de personal destul de... Redus la ceea ce se întâmplă și nu numai județul Hunedoara. Da, la 4.000 de cazuri pe zi. Da. Dar stau așa și mă gândesc cât de timp a trecut de când avem tot câte 2.000, 3.000, 4.000. Ceva destul de mult. Da. Până la urmă ce facem? Dacă facem o înmulțire pe acolo, iese ceva. Dacă nu se iau măsuri urgente, mi-e teamă că numărul... Păi da, dar vedeți că nici nu știm ce înseamnă măsurile urgente, pentru că... Și cetățenii ar trebui să înțeleagă, nu face cineva aceste lucruri din rea voință, dar ar trebui să ne autoprotejăm noi, familia noastră, și în special atunci când ieși în comunitate, nu te gândești ce lucrul ăsta, domn primar, pentru că vedeți noastră și când a spus de copii care erau asimptomatici, copiii se joacă în parcuri, se joacă unul cu celălalt, n-au ei nicio treabă, măsura de protecție, masca aia la școală, care... Corect, și fiecare are dreptul să creadă ceea ce dorește. Mie am postat ceva pe rețelele de socializare, vis-a-vis de măsurile de protecție și de prevenție și am avut un anumit comentariu de la o persoană că am primit ordin de la partid imediat după alegeri să fac acea postare încât să se agite lucrurile și toți facem același lucru din PSD ca să amâne alegerile locale. Am zis, domnule, este părerea... Alegerile locale sau... Alegerile parlamentare. Domnule, e părerea dumneavoastră. Vă referiți asta cu mulțumim partidului preiubit pentru dezinformare și dezbinare? Exact. COVID nu există, acesta este o conspirație. Da. Scrie un domn... Noi dăm numele, lăsăm în pace. Exact. Iar acum ne poartă de grijă, dar om putea să amână alegerile cu vreo 3 luni, mi-aș fi dorit, mi-aș legat... ca să nu candidați din partea PSD, păreți un om capabil și fără un partid de hoți și bolșevici în spate, mult succes în continuare. La care am spus că este dreptul dumnealui să creadă că există sau nu există, da. Iar dreptul meu este să cred de asemenea că există, la care următorul comentariu îmi spune că există. Adică cum poți să spui, te contrazici... Și de asta vreau să spun că fiecare are dreptul să creadă ceea ce dorește, că există sau nu există. Da. Dar atunci când ieși în societate, în magazin, trebuie să respecti regulile, pentru că protejezi pe ceilalți. De acord, acum oameni. Prin 1900, nu știu cât a mai fost o epidemie de gripă spaniolă, parcă. Da, da. Atunci văzusem niște poze foarte vechi cu niște doamne care aveau mască și chestii de genul ăsta. Mi s-a părut interesant. Bun, haideți să plecăm de la COVID și să mergem la Comuna Hărău.
pe care, iată, ați obținut un nou mandat de, la care, iată, ați obținut un mandat de nou primar până în 2024. Ce urmează până la finele lui 2020? Ați fost validat? Ați fost validat? Eu am fost validat. Mâine urmează să fie validați și consilierii locali. Pe urmă să vedem când prefectura ne va transmite data în care se va depune jurământul. Pe urmă, la următoarea ședință, alegerea viceprimarului și... Dar la noi lucrurile decurg normal. În principiu mergeți în aceeași echipă ca și până acum, la viceprimar? În principiu da, dar nu vă ascund, viceprimarul care a fost în ALDE, a venit în Partidul Social Democrat înainte de alegeri și eu în echipa mea de consilier și în toată echipa, numai a consilierilor locali, nu-mi place să impun lucruri. Și atunci le-am... Deci nu sunteți genul ăla de om care zice, băi, eu sunt primar, vreau ca viceprimar pe cutare. Nu neapărat. Venim cu argumente sau contraargumente. Le-am dat posibilitatea, chiar la modul cel mai serios, să gândească foarte bine ce fac, dacă acceptă persoana respectivă, pentru că la domnul viceprimar, când a venit în PSD, a spus clar, faptul că vii la PSD nu ți asigură 100% locul de viceprimar. Dar din discuțiile care le-am avut cu consilierii locali pe această temă, toți, fără excepție, și au manifestat dorința de a continua în aceeași echipă. Eu personal nu am motive să nu mergem înainte în aceeași echipă. Am înțeles. Și din punct de vedere asta, din punct de vedere politic, oamenii se înțeleg între ei acolo, pare să se înțelege consilierii, au ajuns la un consens? Eu am din 11 consilieri 8. Deci două treimi din Consiliul Local, nu este niciun fel de problemă. E în regulă. Da. Ce urmează până la sfârșitul anului? Până la sfârșitul anului... Aveți investiții de terminat? Investiții de terminat mai sunt, dar asta depinde și de cum evoluează timpul. Am vrea să mai continuăm lucrările la racordurile individuale pentru canalizare. Asta și le face fiecare proprietar? Nu, este pe fonduri europene, un proiect de 1 milion de euro, 95% este finalizat. Mai sunt câțiva oameni mai care sunt să se... câteva familii care trebuiesc racordate la rețeaua principală și retehnologizarea și modernizarea stației de epurare cu transmiterea datelor SCADA și ce mai e de făcut acolo. Tot dumneavoastră, nu ați predat-o? Nu am predat-o încă la APAPROD până la finalizarea... V-ați împăcat până la urmă cu cei de la APAPROD? Eu n-am fost certat cu ei. Le-am spus împăcat... Ați ajuns la un consens? Asta era ideea. Din punctul meu de vedere, nu. Până nu se vor rezolva problemele vis-a-vis cu... Trebuie să dea apă potabilă cetățenilor din comuna Hărău. Asta este. Trebuie găsită soluție. Am găsit eu soluție. Care ar fi soluția? Soluția care o văd eu a fi realizată în cel mai scurt timp este de a aduce apă de la Șoimuș prin țeava celor de la Deva Gold, care nu mai folosesc. Țeava n-a fost folosită niciodată. Este nouă. Ar fi dispuși să... Am dat scris de către domnul director Stanca că este de acord să ajute comunitatea din Hărău prin punerea la dispoziție a acestei țevi, care merge până la ieșire din localitatea Bârsău spre Certej. Acolo n-au mai continuat lucrările. E apă pe ea? Nu este. Deci au făcut-o să o folosească pentru ei. N-au folosit-o. Țeava este nouă. Nu va mai avea utilitate, probabil. Nu va mai avea utilitate și atunci cu o singură
stație de pompare în zona respectivă, să poate băga apă potabilă de pe rețeaua de la Șoimuș, care este în administrarea Apa Prodului, până în... Pe bun, și ce investiție ar însemna asta? Cine ar trebui să le facă, când, cum? Această investiție, cei de la Apa Prod și automat și Consiliul Județean, pentru că este în subordinea Consiliului Județean și asta este prima problemă care am să o ridic domnului Laurențiu Nistor. Asta vreau să zic, acum ar trebui să aveți președinte. Sprijin pentru... Păi sprijin am avut și înainte, să zic așa, și s-a văzut cum a fost pus în practică. Eu sper că de data aceasta lucrurile se vor rezolva. Deci asta este rezolvarea care o văd eu. Că poate fi realizată, se poate realiza urgent, pentru că cu cealaltă... Cu bani puțin, probabil, și bani, eficient. Cu bani puțin, pentru că celălalt proiect care tot ne spune Apa Produc... Da, master planul. Cu master planul, dacă în momentul acesta tu îmi trimiți o hârtie să-ți dau avizul de a pune țeava pe niște drumuri comunale, abia acum, în 2020, când master planul ăsta era pe 2014-2020, în ultimul an, la sfârșitul ultimul an, îmi cere avizele astea, nu mai trebuie să spun eu în ce fază este proiectul ăsta, da. Master planul ăsta. E în faza de hârțogăraie. În condițiile în care traseul acestui, aceste țevi de apă care trebuie să ajungă la Certez, este pe, de la Uroi, pe DJ 107A, care intră în reabilitare din primăvară, se toarnă asfalt nou, bordura, tot ce trebuie pe fonduri europene, proiectul de la Gioagiu până la Ilia, cum mai spargi șoseaua respectivă să duci rețelele de apă? Când 5 ani de zile legea nu îți permite să nu o investi. Păi vii cu ea suprateran. Și atunci despre ce investiție a Prodului mai vorbim, cât de urgentă poate fi și cât de rapid se poate realiza încât să stopezi problema păi de la... Păi nu mai sparge patre, să vii pe lângă... De ce vorbim? Oricum, eu le-am și transmis că nu o să le dau avizul pe două drumuri în... Drumuri comunale. Drumuri comunale, pentru că au fost asfaltate anul acesta, acum facem recepția finală pe fonduri europene și nu permite legea, încă primarul Grahăreu nu dorește. Și dacă mi-ar permite legea și aș fi făcut din bani proprii, nu pe fonduri europene, aceste lucrări, nu aș fi de acord să se spargă un drum care l-a asfaltat după un an de zile, să-l spargi ca să ce? Da. Deci asta este una dintre problemele mari ale... Da, pe care eu, în campania electorală, a fost una dintre promisiunile mele. Eu nu am făcut cetățenilor din Comuna Hărău nici în această campanie promisiuni foarte mari, cum de altfel nu am făcut nici în 2016. Păi spuneați că, dacă vă uitați pe fluturașul din 2016, în proporție de 90 da, și nu știu cât la sută ar fi fost realizat. Da. Păi, asta și dovedește că cetățenii din Comuna Hărău, prin votul acordat 80%, au fost mulțumiți de ceea ce s-a realizat. Și acum nu le-am promis mare lucru, le-am promis rețelele de gaz. Aveți asocierea deja. Nu numai că avem asocierea, sâmbătă noaptea, sâmbătă spre duminică dimineața la ora 4:20 am semnat electronic în calitate de lider de proiect. Dar ce, domnule, n-aveați somn sâmbătă spre duminică la 4:20? Atunci s-a semnat și s-a încărcat, este încărcat și depus proiectul de finanțare. Serios? Serios. La 4:20? La 4:20. Am mai auzit povestea asta, nu mai știu la cine am auzit, că la 12 și 2 minute, 0 și 2 minute. S-a semnat și s-a încărcat, deci așteptăm doar să se transmită că toate lucrurile sunt ok și să ne cheme la semnare de contract. Și să înceapă să fie introdusă rețeaua. Rețelele de gaz, dacă vom semna acest contract și eu sper din toată inima că îl vom semna, până în 2023 trebuie finalizate toate lucrările.
Deci asta ar însemna că ar putea exista focurile de gaz la fiecare gospodărie din Hărău. Deci este în asociere, în parteneriat Comuna Hărău în calitate de lider, Comuna Șoimuș, Brănișca, Vețel, Rapolt, Gioagiu și Peștiș. Domnul primar, nu pot să nu vă întreb că pe mine mă apucă, îmi aduc aminte acum, așa cu amuzament de unele lucruri din campania electorală. Era acolo, la un moment dat, deja zâmbit, știți despre ce e vorba, cu certejul. Da, da, da. Certejul posta, dar mă rog, s-a dovedit că nu era pagina oate, certej era, de fapt, copilul primarului. Da. Posta sus și tare că există un acord cu dumneavoastră. Da, pentru că a fost o discuție în trei. Până la un punct, tot ce s-a spus acolo la certej a fost conform realității, până la un punct. Adică am avut o discuție, în trei, primăria Hărău cu certejul și raportul să facem un parteneriat. După care am înțeles de la domnul, de la firma de proiectare și consultanți, că domnul primar la certej nu mai vrea, vrea să facă el consultanța. Nu mai vrut să colaboreze cu noi, n-am putut sta să așteptăm acum cu tot respectul pentru locuitorii comunei Certej. Stați un pic, acum spuneți un lucru foarte interesant. Da. Care contează, dar altfel și pe care vi-l asumați. Îmi place că spuneți cu subiect și predicat. Sigur. Deci nu să-mi spuneți că în timpul campaniei electorale, că asta se întâmpla în timpul campaniei electorale, ăștia de la Certej postau că introduc gazul metan, că au acord cu dumneavoastră și cu nu știu cine, dar în același timp ei nu erau de acord să mai facă cu dumneavoastră și vroiau separat? Da, ei au dat inițial, de asta vă spun, au dat o hotărâre de Consiliu Local prin care se asociază, erau de acord să asocieze cu Hărău și Rapolt. Corect. După care nu au mai vrut și ei au tot postat hotărârea asta și la un moment dat... Adică nu mai vreau, dar postez asta. Da. Ca să prostesc oamenii sau de ce? Nu știu care a fost interesul. Păi eu asta deduc. Probabil, nu știu ce a fost în mintea lor. La un moment dat ne-a și scris, nu mai postați acest lucru, că vă faceți de râs. Oricine și eu pot să dau un HCL-ul, că mă asociez cu Statele Unite ale Americii, dar degeaba dacă ea nu sunt de acord și nu semnează. Bun, dar noastră aș fi fost de acord, numai absolut. Că el nu mai vrea. Păi absolut, prima discuție am avut cu certejul și cu raportul. Poți să confirme și primarul la raport, poți să confirme firma de proiectare, care este de aici, din Deva, consultanții, că am stat toți împreună la masă. Deci nu pot să cred așa și am avut aceleași discuții cum să facem să demarăm. Mai mult, le-am acceptat celor de la CERTEJ să fie și lideri de proiect. Deși nu era, cumva nu era normal, pentru că rețelele care mergeau la CERTEJ treceau prin Comuna Hărău. Da. Mai bine, domn primar. Poate mai bine. Mai bine. Dar nu pot să cred așa ceva, deci dumneavoastră veți avea gaza aia nici. Nu știu, deci chiar nu m-am mai interesat în ce fază sunt. Poate au făcut altă asociere cu altcineva, nu pot să confirm. Poate și-au fi depus singuri. Stați cu minte, primarul e preocupat să-l plimbe pe Pufi și pe Rexona cu mașina, decât n-are nicio treabă la Certej, nu va mai fi gaz, nu va fi gaz multă vreme de acum înainte. Eu vă spun sincer că mi-aș dori să nu aveți dreptate. Și eu mi-aș dori, deci pentru oamenii de acolo mi-aș dori și eu să n-am dreptate, dar ceea ce îmi spuneți acum este o premieră pentru mine, realmente. Apreciez în mod deosebit sinceritatea noastră, dar nici n-ați avea, la felul în care vă cunosc eu, cum să fiți altfel. Păi, spui adevărul pentru că ăla este unul singur. N-ai cum să... Și peste o săptămână, și peste o lună, și peste un an, același lucru. La o asociere de genul ăsta care, iată, ați semnat contractul, ați depus proiectele. Gândiți-vă că, lăsând deoparte numele primarului din Certej. Dar discutăm nu la modul general, indiferent cine. Primul lucru care trebuia făcut, eu nu-mi doream lucrul ăla, că nu mă încălzește cu nimic, nici nu... Trebuia să vină la mine, băi, fraiere, sau cum vrei să-mi spui, haide să colaborăm, că eu văd că de aici
trebuie să trec pe la timp în comună, trebuie să am acceptul tău, nu a meu personal, a consiliului local din Hărău, ca să-ți traversez comuna, că nu pot să trec pe la tine prin comună, pe drumurile tale, pe ce vrei tu, așa cum vreau eu. Hai să facem o înțelegere, să vedem pe unde, cum e cel mai bine. Și era cel mai bine să fie în asociere cu noi și atunci de la ieșire din localitatea Bârsău, pe DJ, mergea frumos rețeaua de gaz spre Certeș, cu deviere spre Nojac și Bărmaga și așa mai departe. Dar nu le dau lecții pentru că sunt la mult mai multe mandate în fața mea. Bun, da, ei și... sunt la mult mai multe mandate, dar comuna aia arată ca nevoi mediu față de comuna dumneavoastră unde aveți un mandat și jumătate. Da. Ce? Aveți un mandat. Un mandat că da. Jumătate. Da. Restul ați fost viceprimar. Am fost viceprimar, da, înainte. Bun, e trist. Hai să vorbim totuși despre comuna Hărău, da, că despre comuna Certej în altă emisiune. Oricum, tot am zis că mă duc pe acolo într-o zi să facem un reportaj. N-am mai ajuns, dar o să ajungem cu siguranță. În afară de lucrul ăsta pe care dumneavoastră îl considerați ca și prioritate cu apa, ce ar mai fi în comuna Hărău? Am pregătit și este în curs de depunere un proiect pentru iluminatul stradal pe LED. Un proiect pentru toate străzile rămase neasfaltate în comuna Hărău. Deci în toate satele, când spun comuna Hărău, mă refer la toate, să înțeleagă toată lumea, mă refer la toate localitățile aparținătoare, nu doar la satul Hărău. Rigole, trotuare, astea ar fi prioritățile și infrastructura școlară. Vreau să accesez pentru fonduri pentru modernizarea unității de învățământ din comuna Hărău, a școlii generale, cu tot ce trebuie. Grădinița va fi grădiniță nouă de anul viitor, va funcționa. Cu program prelungit îmi doresc și sper să și reușesc să finalizez toate lucrările până anul viitor, în toamnă. Și atunci tot ce înseamnă preșcolar nu vor mai funcționa pe sate. Am văzut că vecinul nostru de la Șemuș a făcut deja. Da. A făcut, nu știu exact pe ce linie de finanțare, probabil și el are și din fonduri proprii. Eu tot ce înseamnă clădire și dotare interioară este în parteneriat cu Banca Mondială și Ministerul Învățământului, iar partea de exterior, împrejmuire, spațiu de joc și spațiu de servit masă, așa mai departe, intră în partea de fonduri proprii, partea primăriei, să zic așa. Am înțeles. Noastră, cum stați cu personalul la primăria Hărău? Că am văzut că unii primari se grăbesc să facă reduceri de personal, bine, pe la primării de oraș, respectiv la DEVA. Noi suntem la limita ceea ce ne permite legea, conform numărului de locuitori. Avem dreptul la 23 de angajați, avem 22, cu ăștia am pornit în 2016, nu am motive să renunț la niciunul dintre aceștia. Își fac treaba oamenii. Oamenii își fac treaba, echipa, de fapt, discuția asta am avut-o în 2016, ne-am spus fraților cât tragem toți la aceeași căruță și în aceeași direcție, totul e în regulă. Totul este în regulă. Când avem devieri sau abateri de la traseu normal, pentru că au înțeles foarte repede, sunt în slujba cetățeanului, îți plătiți din taxele și impozite care le plătesc cetățenii, asta este. Trebuie să muncim pentru ei. Corect. Cum e cu școala, cum se desfășoară școala la noastră în comună? Este în scenariu galben, pentru că vă spuneam la începutul emisiunii că am avut cazuri și în rândul
elevilor. Preșcolarii din localitatea Chimindiae sunt suspendate cursurile, mai avem suspendate cursurile la clasele 1-3. Suspendate în sensul de se desfășoară online, nu? Nu, au rămas, da, au rămas acasă toți, pentru că în clasele respective au fost cazuri, da? Cazuri, au rămas acasă, inclusiv învățătoarea de la clasele respective, și se desfășoară online. Acum trebuiau să reiei cei de la preșcolar de săptămâna viitoare luni, dar este vacanță și se mai prelungește. Poate e un lucru bun că este săptămâna asta de vacanță și sperăm că... Bun, mai... da, copiii care merg pe online și așa mai departe au ce trebuie, au toți... Din păcate, e bine spus, nu au primit tablete. N-au primit tablete, dar majoritatea au cu ce să facă cursurile online. Suntem în discuții și noi să vedem cum putem sprijini și noi acest lucru cu privire la... N-ați reușit până acum să faceți acest lucru? Până acum nu, pentru că nu sunt foarte clare anumite lucruri. A, și nu vreți să riscați? Nu vreau să risc, atunci mai bine știu. Nici nu vreau să cumpăr la jumate din copii, din numărul copiilor, să cumpăr tablete și cealaltă jumătate. Nu, eu nu par copii mai au stare materială mai bună sau mai precară. Copiii sunt copii și dacă achiziționăm tablete, achiziționăm pentru toată lumea. Dacă nu... Nu achiziționăm pentru moment și... Se va mai întâmpla ceva de Crăciun? De... În situația dată nu cred că vom mai putea organiza... Era nimic. O poveste cu cadourile pentru copii oferite de cadourile primărie. Ne gândim că am putea să le facem, să le distribuim la fiecare copil, dar într-alt mod. Da. Nu în modul în care au fost învățați de a face serbare, de a face concert de colinde, de a veni moșul, nu mai putem face lucrurile astea cu siguranță, nu are rost să ne amăgim singuri, trebuie să fim realiști, dar ne gândim la altă variantă și cu siguranță va veni moșul la copii, dar cât de mult și cât de drastic se schimbă modalitățile în care vine moșul, iată, în câteva luni, da, de din fapt. Păcate, da. Nici măcar un an. Nu mai are farmecul. Nu, da, păi anul trecut, astea. Pe vremea asta, nu cred că ne gândeam noi la nu. Coronavirus și la toate lucrurile astea și la măști și la distanțare socială. Dacă anul trecut, pe vremea asta, spuneam la cineva ce o să fie anul acesta, să râdea de noi. Nu puteam să-i spunem că nici noi nu aveam de unde, da? Cum stați cu banii pentru asistenții persoanelor cu handicap sau cum se numește acolo? Asistenții persoanelor cu handicap. Așa. Și indemnizații, că sunt care primesc doar o indemnizație și sunt care au om care este angajat în primărie și primește salariu ca să îngrijească de persoana respectivă. Stăm rău, pentru că și acum în această lună oamenii au rămas fără bani. Nu ne-am putut achita salariul din lipsă de fonduri. Din lipsă de fonduri, pentru că guvernul trebuie să vă asigure o parte din banii ăștia. Exact. Noi am pus de la noi cei 10% cât ne spune legea, minim 10%. Am făcut și am pus partea noastră de la primărie de cei 10%. La ultima rectificare de buget, mai bine de jumate din acei bani i-am dus spre salariile acestor oameni, deși n-au venit cu destinație pentru salarii. Așa ceva, da. Au venit. Primarii puteau să-i folosească... Echilibrarea de buget. Da. Puteau să-i folosească în orice scop.
am luat jumate din ei, deși puteam să-i duc toți spre investiții, am luat jumate din ei și am dus ca să fiu cu salariile la zi. Din păcate și această lună au rămas din nou, sunt restanți. Și de cât bani ar mai fi nevoie până pe la sfârșitul anului? Până pe la sfârșitul anului undeva în jur de 3 miliarde, 300 de mii, 320 de mii. Ar mai trebui să vină o rectificare ceva? Da, cu siguranță va veni, dar cine știe, cine știe când și care va fi nivelul la care va veni. Bun, pe minus nu are cum să vină. Că sperăm că nu o să vină pe minus, să se gândească și la, la acești oameni. Pe mine, întotdeauna, mai bine spui omului de la capul locului cum stau lucrurile. Parcă acum văd și eu spun lucrurile astea, indiferent cine face asemenea declarații, indiferent că le fac cei din partidul din care provin sau cei din partidele care sunt la guvernare. Acum sunt alții la guvernare, PNL-ul la guvernare, nu e PSD-ul. Dar domnul premier Orban a ieșit anul trecut, la finalul anului, când se lucra la bugetul pentru anul în curs, și a spus răspicat și foarte apăsat că va ridica această povară de pe umerii autorităților publice locale și va asigura 100% banii pentru această categorie de oameni. Oricum, mi se pare o prostie la momentul în care s-a luat hotărârea aceea de a, de a trece acești bani prin primării, mi s-a părut o... Statul trebuie să se îngrijească de acești oameni. Trebuie să fie... Oricum, nu dumneavoastră faceți dosarele, nu, nu așa, de ce trebuie să... Noi oricum nu avem niciun cuvânt de spus. Nu puteți face anchetă să vedeți, e așa, nu e așa. Un buget clar la începutul anului, că nu știi... Ei mai apar, mai dispar. Exact, n-ai de unde să... Chiar vineri, da? La mapă am găsit două... Dosare cu indemnizați. Eu nu pot să-i resping, n-am nicio calitate. Trebuie să iau în evidență, să le plătesc salariile. Da, ăștia nu erau prevăzuți. Absolut. Ăștia vreau să spun ce a apărut acum, ultimii, dar... Pe parcursul anului au mai tot fost. Absolut. Adică ar trebui să treacă, nu știu, la... Oamenii sunt, care sunt în situația asta, n-au nicio vină săraci. Ce vină să aibă? Că nu vrea nimeni să îmbolnăvească, să ajungă în situația dată, da? Statul trebuie să îngrijească de acest... E mai simplu să arunci în curtea altuia chestia asta. Domn primar, suntem aproape de final de emisiune. Eu știu că dumneavoastră faceți parte din Asociația Comunelor, cum se numește? Da, Asociația Comunelor din România, filiala Hunedoara. Și cred că sunteți și vicepreședinte pe acolo, nu? Da, sunt și vicepreședinte. Bun, dar președinte cine mai e? Că domnul Rovinar a pierdut alegerile, nu mai poate să fie președinte. Acum, nu? Trebuie să fii primar ca să... Da, așa... Și asta e Asociația Comunelor din județul Hunedoara, indiferent de din ce partid faci indiferent, parte. Indiferent, adică... Asociația Comunelor din Hunedoara este filială, suntem asociați la Asociația Comunelor din România, din 55 de comune, din ce cunosc eu, sunt membre ale acestei asociații, 53. Din păcate, prietenul și colegul nostru, Mircea Rovinar, a pierdut alegerile. Le-a pierdut în fața unei doamne de la PSD. Asta, din păcate, mă spun așa, dar în același timp mă și bucur, sincer, pentru doamna care a câștigat acolo la Vălișoara și a transmis succes. Cred că și la prima încercare, nu? Este la a doua încercare. Acum, a doua a fost cu noroc. A doua a fost cu noroc. Și atunci domnul Rovinar, pierdând alegerile, nu mai poate să reprezinte comuna Vălișoara, pentru că primarul nu mai poate fi președinte. Și automat nu mai poate fi președinte al Asociației Comunelor. În situația dată, conform statutului, va trebui să ne adunăm Consiliul Director, să stabilim acolo cine va prelua până la alegeri. Cine va prelua toate... Unul dintre vicepreședinți, da?
Patru. Așa. Patru vicepreședinți. Unul dintre vicepreședinți va prelua atribuțiile. Da. Am avut discuții și cu domnul Emil Drăghiș, președintele Asociației Comunilor din România. Tot conform statutului dumnealui va fi cel care va stabili data alegerilor și va convoca adunarea generală pentru, pentru alegeri. Alegeri se fac în fiecare județ, da, alegeri se fac în fiecare județ odată la 4 ani după alegerile locale. Se poate menține conducerea sau ceea ce doresc primarii. Primarii sunt cei care votează și își aleg conducerea. V-ați gândit să candidați? Uite, mai vine o campanie electorală. Campanie electorală, da, e bine spus. Campanie electorală în rândul colegilor, în rândul primarilor. Sincer, da, că nu ascund acest lucru, deși este o muncă în plus la care te înham. Dar ce faceți acolo în asociația asta? Păi, mai nou avem și compartimentul de audit obligat de lege în cadrul asociației. Și? Ce auditați? Toate primăriile să fac exact cum face Curtea de Conturi. Deci ne-a obligat Curtea de Conturi în momentul s-a creat auditul ăsta intern. Ori îți faci tu în cadrul instituției compartiment separat. Așa. De audit. Noi am luat exemplu altor județe. Este și mai ieftin. Am înțeles. Am creat compartimentul ăsta în organigrama Asociației Comunilor din județul Hunedoara și pe bază de planificare fiecare an vine câte un audit. Se face câte un audit pe tematica care este dată și este un lucru bun, spun eu, pentru că se face la modul cel mai serios și eventualele mici scăpări le poți corecta înainte să vină Curtea de Conturi. Da. Când îți vine Curtea de Conturi, primul lucru care îți cere este raportul auditorului intern care l-ai avut, verifică ce au făcut și ei, poți să verifice la rândul lor. Eu zic că este un lucru bun. Oricum vrem să mai creăm și alte compartimente în cadrul asociației. Reprezintă Asociația Comunelor, președintele, aici mă refer la președinte, în relația cu toți colegii, cu celelalte județe, la nivel de țară, propuneri înaintate spre președintele asociației la nivel de țară, care la rândul lui le înaintează spre camera de spre Parlament, pentru a fi transformate în legi, pentru că eu consider că de la nivelul primarilor ei cunosc cel mai bine problemele din teren, da, din teren și soluțiile în același timp. Și eu zic că are un rol foarte, foarte important asociația asta. Deci vă gândiți să candidați pentru sincer, da. Deși, mă repet, este o muncă în plus, neplătită și nici nu-i cazul. Nu s-a gândit nimeni că trebuie să primească vreun beneficiu pentru treaba asta, dar am vrut să spun lucrul ăsta să știe, să nu care cumva să creadă cineva că vreau să mă duc acolo pentru să mai iau un salariu în plus sau nu știu ce. Nu, este fără niciun beneficiu. Neremunerată, da. Fără niciun beneficiu. Da, mă gândesc. Probabil o să fie și alți colegi primari, că este normal să fie așa este într-o competiție, dar eu consider că sunt omul echilibrului. Și chiar sunt... Când ar trebui să fie alegerile astea? Nu știu, după ce o să avem ședința Consiliului Director, care o să fie cât de repede, vom stabili cine o să preia. Deci până pe la jumătatea lunii noiembrie ar trebui să... Eu sper că da și o să-l sun pe domnul Drăghici să-l rog să aibă în vedere faptul că dacă la celelalte filiale județene există continuitate, pentru că în foarte puține județe, două sau trei, dacă rețin eu bine,
s-au pierdut alegerile de către primarul care deținea funcția de președinte, îl rog să prioritizeze și să pună undeva spre capul listei alegerile din județul Hunedoara. Am înțeles. Pentru că nu pot funcționa, sunt de semnat acte, sunt de plătit salarii la cei care fac auditul, este de plătit curentul, căldura la sediu, adică trebuie cineva să facă să se ocupe de lucrurile astea. Domnule primar, am ajuns la final de emisiune, prima emisiune din mandatul 2020-2024. Vă dorim mult succes. Mulțumesc. Și vom fi cu ochii pe noastră. Mă bucur. Ce le transmiteți celor care s-au uitat la noi până acest moment? Ce să le transmit? În primul rând, locuitorilor din comuna Hărău le transmit să aibă încredere că ceea ce le-am promis se va realiza. În al doilea rând, sănătate pentru toată lumea și rugămintea să păstrăm măsurile de protecție și să ne protejăm de acest virus, atât pe noi, familiile noastre, cât și pe ceilalți locuitori ai comunei Hărău și nu numai, pentru că este foarte important să fim sănătoși. Sănătatea e pe mai bună plan. Decât... Dacă este sănătate, restul vine de la sine. Domnule Joan, încă o dată succes, mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm și altă dată. Cu mult drag! Stimați spectatori, Lucian Albu Weber, un om dintr-o bucată, zic eu, primarul comunei Hărău, a fost invitatul nostru la Fotoliu cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziune pe bune, numai bine vă doresc!